Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție Bezei Live. Astăzi avem o ediție specială, deoarece alături de mine se află Ioana Palamar, artist vizual cunoscut la noi în Iași, dar de asemenea se află și Emery Hall, o tânără artistă freelancer din America, tocmai din America a venit la noi într-un program de rezidență. De aceea astăzi vom dezbate un subiect foarte important cu ele, importanța rezidențelor artistice internaționale pentru un artist și pentru dezvoltarea artei, desigur. Bună, Ioana! Welcome, Emery! Bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. How do you feel today? Cum vă simțiți astăzi? În primul rând, mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru invitație și sperăm să avem o discuție cât mai productivă. So how do you feel about the show? I feel great. I'm very excited. Yes, I'm super happy to be here. Thank you. Ok, deci și Emery se simte foarte, foarte bine și este încântată să se afle astăzi alături de noi. Și am uitat să menționez faptul că Ioana ne va ajuta cu traducerea răspunsurilor lui Emery și sperăm, așa cum a spus și Ioana, să avem o conversație cât mai lină și sigur va fi așa, pentru că deja am discutat cu ele foarte multe înainte de interviu. Am auzit că în seara asta aveți un vernisaj, chiar vernisajul lui Emery, și sunt curioasă, poate, cum te simți, Emery, pentru vernisajul din seara asta? How do you feel about tonight's exhibition? Tonight I'm very excited. I hope that it will be well received from the public as well. So. Yes. Dar înainte de toate, aș dori să precizez faptul că Emery Hall este un artist vizual care provine din Arizona, din Phoenix, mai exact, și a aplicat pentru programul de rezidență artistică internațională care este găzduit de specializarea noastră pictură de la Facultatea de Arte Vizuale și Design din Iași și Galeria Aparte, care este practic în incinta facultății noastre, găzduiește expoziția lui Emery și vă așteptăm diseară, dacă aveți plăcerea și timpul, să ne onorați cu invitația dumneavoastră, începând cu orele 18, la expoziția ei, care este intitulată Anamnesis, if it's okay the pronunciation, care constă într-o serie de sculpturi și instalații care practic fac referire la identitatea noastră, la memoria colectivă, care practic are o strânsă legătură cu trecutul nostru, perioada comunistă pe care am traversat-o și care a lăsat o puternică amprentă asupra noastră ca și popor și ca și individ. Uite, o abordare foarte interesantă, având în vedere că este abordarea lui Emery, care vine tocmai din SUA, din Phoenix, Arizona, și tratează această problemă, poate cu ochii unui privitor din exterior. Pentru că, așa cum vorbeam și noi înainte de interviu, uneori tindem să omitem anumite lucruri, să nu vedem poate că anumite lucruri sunt frumoase și că am putea să le valorificăm mai mult. Dar, nu știu, pentru tine cum este să ai poate în coordonare, că bănuiesc că ai ajutat-o pe Emery în acest proces, un om, un artist din altă țară? Emery este practic al 13-lea artist vizual care a aplicat pentru acest program de rezidență artistică. Și mi se pare fascinant această relaționare cu alte culturi. Pentru că, așa cum ai specificat și tu mai devreme, fiecare artist are propria lui personalitate, propriul temperament, o altă cultură prin prisma căreia vede total diferit orașul, mă rog, și țara noastră, practic. Și, practic, aduce în lumină anumite aspecte pe lângă care noi deseori trecem și le ignorăm, nu știu, din cauza neatenției a gândurilor cotidiene care practic ne copleșesc. Și cred că practic acest aspect este foarte important. Ne oferă o altă perspectivă.
Exact așa este. Dar tu cum vezi, ca un om din interior, practic, faptul că noi am trăit în această societate, cum vezi abordarea lui Emery la această, până la urmă, abordare artistică? Păi, practic, ca să fiu mai specifică, expoziția constă într-o serie de instalații. Este o instalație sub formă triunghiulară, care este situată fix în mijlocul galeriei. Practic, e vorba despre trei panouri, pe suprafața cărora a fost au fost imprimate anumite materiale neconvenționale, nisip, pietriș. Aceste materiale neconvenționale au fost colectate de la o clădire, din interiorul unei clădiri abandonate, din apropierea facultății noastre. Și mă gândeam că este foarte interesant că, practic, nisipul, praful în sine, face aluzie la conceptul de memorie. Știu că sună puțin clișeic. Memorie individuală, colectivă, care, practic, reprezintă o metaforă a unor lucruri care fac parte din trecutul nostru, dar în același timp se prelungesc și în prezentul personal al fiecăruia. Parcă sunt acolo în esența noastră și parcă nu sunt. Și așa, cel puțin așa am interpretat eu materialele neconvenționale pe care le-a folosit, dar putem lăsa și pe Emery să spun eventual câteva cuvinte cu privire la aceste instalații pe care le-a creat și... So, I was telling that you created that triangular installation, which mm-hmm. is in the middle of our gallery. So I was interpreting the meaning. I was trying to interpret the meaning of the dust that you imprinted on those textile materials, and I said, but from my point of view, it could make reference to our memory, to our things, to some events that belongs to our past, but they are still present in our memory. Mm-hmm. So I don't know if you can say a few words about this installation. It's quite correct. I was using the actual materials from the buildings mm-hmm. and other places around Yash to bring about the memory of the actual pieces of material themselves. And then through that avenue, I try to help the viewers conjure up their own memories so that they can communicate with one another. And then the 3D, the triangle installation, because it has three sides, it's like, oh, you have to see at least the other two people who are looking at it at the same time as you. And so there's this interaction between my work and the gallery space and the viewers as well. Mm-hmm. Da, o lucrare foarte interesantă, așa cum spuneam și la început, uite că a văzut anumite oportunități în arhitectura noastră, în lucrurile care ne înconjoară pe noi din trecutul nostru comunist și a reușit să facă, uite, o operă de artă și nu una singură, ci chiar o întreagă expoziție, aș putea spune. Aveți așteptări cu privire la, nu știu, la vernisajul de diseară? Emery, do you have some expectation for tonight's exhibition? Expectation? No, I just only hope that everybody has a wonderful time. That's very nice. Yeah. I'm here for the people, so, as well. I mean, it's a mutual exchange. Emery se simte foarte încântată pentru vernisajul de diseară și că ea a spus că este aici pentru oameni și asta mă bucură tare mult. Chiar mi se pare un lucru foarte interesant și asta aduce în lumină importanța rezidențelor internaționale. Nu știu, Ioana, dacă ar fi să-mi spui ce înseamnă o rezidență internațională, cum ai rezuma poate tot acest lucru? Da, practic... Această idee mi-a înflorit în minte, să spun așa, acum, în urmă cu vreo 3-4 ani de zile.
De-a lungul anilor de studiu și după ce am finalizat studiile de artă, am încercat să caut variate programe de rezidență. Am accesat anumite website-uri, am făcut foarte multe aplicații. Din dorința de a, nu știu, am autodepășit, de a, fiind o fire introvertită, am încercat oarecum să ies din zona mea de confort, cred că acesta este cuvântul cheie, și să, într-un mod intenționat, să mă transpun pe mine într-o anumite situații, să văd cum fac față, dacă fac față. Practic am vrut să mă provoc pe mine însumi și am intrat în contact cu foarte mulți artiști, am participat în anumite rezidențe artistice și din Europa. Am fost în Germania, în Belgia și în Maroc, în Brazilia. Și mi-a plăcut ideea aceasta și m-am gândit că ar fi interesant dacă aș încerca împreună cu ai mei colegi de la specializarea pictură să creionăm, ca să spun așa, să implementăm un astfel de program, care este practic un program destul de tânăr, e la început de drum și sperăm că vom reuși să-l consolidăm odată cu trecerea timpului și să avem cât mai mulți artiști și practic eu cred că este o dinamică foarte sănătoasă între studenți care practic studenții noștri au nevoie de această interacțiune continuă cu noi culturi și cred eu că ar fi un plus pentru noi, ne-ar extinde orizonturile culturale și e un început, practic e o schimbare pe care mereu am dorit-o. Într-adevăr, ne poate ajuta foarte mult o astfel de experiență, atât pe noi, ca și țară, pentru că ne dezvoltăm arta, dar și arta în general, arta internațională. În acest fel, cred că putem avea poate o omogenitate mai mare a artiștilor, o comunicare mai bună, astfel încât, uite, poți ști ce face un artist tocmai din America sau din Spania și așa mai departe. Adică sunt foarte multe oportunități de împlinit. Da. Deci ai fost și tu prin astfel de experiențe și te-au cucerit atât de tare încât ai vrut să faci la noi. Ideea aceasta, da, și să vedem cum s-ar putea concretiza în spațiul nostru ieșan. Și cu această ocazie chiar i-am propus lui Emery să se gândească la o scurtă prezentare de artist și chiar am organizat o prezentare la facultatea noastră, de la departamentul pictură și și-a prezentat pur și simplu demersul ei artistic de până acum și a vorbit despre tehnicile pe care le folosește și chiar cred că studenții, nu doar cei la sculptură, ci și cei la pictură au putut să fie oarecum să se lase inspirați de practica artistică. Asta, de fapt, este scopul. Cred că ar fi interesant să auzim și noi așa puțin din istoria ei ca și artist, cum a început. So, Emery, what is your background in art? In summary. In a brief summary. So, I graduated from Arizona State University with 2 degrees, one in fibers and textiles, which is the craft of it, not just textile construction. And then in sculpture with a focus of foundry. So I did a lot of metalworking and cast works. And then after graduation, I worked in a professional foundry for a while, and now I'm a freelance welder. And so that's the short of it. That's very nice. Thank you. Deci, practic, a absolvit la Facultatea de Arte Vizuale din Arizona și a absolvit și studiile de licență și de masterat. Și am terminat studiul în domeniul textil și apoi a studiat și sculptura și practic momentan este freelancer. And I don't know if you want to say a few words more about your artistic practice as a freelancer. Artist. So a freelancer welding, I do a lot of public art, and so we'll do stops for tram stations. We're usually commissioned by the city, and then I'll work for individual artists themselves, and going from studio to studio,
The largest installation that I've done is a 23-meter passageway between two different schools. So, yes, that's a lot. Also, so Ioana, if you want to translate to our public. Deci, practic, ea este angrenată în activități de artă publică, stradală, și cred eu că este bine, foarte interesant faptul că, și după cum a menționat, colaborează și cu artiști tineri și mi se pare practic o colaborare foarte bună între artiști. E o relaționare, cred că este o deschidere destul de mare și cred că este foarte importantă această cooperare între artiști. Și cred că ne putem inspira de aici. Adică ideea este că ar trebui să colaborăm mai mult, consider, și sigur să fim puțin mai deschiși față de alții. Chiar da. Să știi că asta e o temă care mă preocupă și pe mine și o văd foarte importantă. Aceea că ar trebui să cooperăm mai mult, să ne încurajăm unul pe altul, pentru că competiția aceea văzută într-un mod negativ nu este bună și nu o să ne facă să evoluăm. Dar uite, eu acum sunt curioasă și de câteva tehnici pe care Emery le folosește. So, Emery, what techniques do you use for your art? For my art, it's quite a mixed practice. Sometimes I'll use traditional fiber techniques, and sometimes I'll use traditional woodworking as well. In the current installation, I used primarily fiber techniques, so a lot of dyeing and transferring of materials onto fabric. And then I use my foundations in welding to erect those structures and sculptures and whatnot, so it's quite mixed. Deci, practic, Emery folosește o varietate de materiale neconvenționale, de la material textil la lemn, bine, material convențional. Și, de asemenea, lucrează cu metal. Chiar în cadrul acestei expoziții a folosit principiul două tipuri de materiale, material textil și bare de oțel, de fapt. Și chiar a introdus și anumite elemente vegetale și animale, dacă mă refer la penele de corp pe care le-a inclus în anumite lucrări cu caracter instalaționist. Mi s-au părut foarte interesante, pentru că de multe ori mă gândeam că ignorăm foarte multe aspecte ale orașului care fac parte din identitatea orașului. Și ea nu a făcut altceva decât să aducă, să pună sub lupă, ca să zic așa, anumite structurii vegetale care au anumită sensibilitatea lor și cred că ne pot inspira. Și chiar anumite fragmente din pereți vechi, după cum se poate observa și în imagini, au fost înrămate în mini tablouri, să zic așa, și această alternanță a diferitelor structuri a unor materiale chiar m-a surprins și într-un timp atât de scurt mi s-a părut că a fost foarte productivă și a creat practic o imagine citadină privită dintr-o cu tot o altă perspectivă. Și chiar mă bucur că mă încântă. Exact. Dar uite că a prins esența până la urmă. Exact. Esența pe care, așa cum spuneai și tu și o reiteram și la început de interviu, nu o vedem tot timpul, chiar dacă este esența noastră, esența orașului, esența trecutului nostru și mi se pare foarte frumos. Dar nu știu, acum aș vrea să o întreb pe Emery dacă a avut poate provocări în acest vernisaj, pentru că eu cred că nu i-a fost totuși atât de ușor să vadă istoria noastră comunistă și să o reinterpreteze astfel încât să ne regăsim și noi în ea. So Emery, in this exhibition, do you have a challenge? A challenge? Oh well, the biggest challenge for me was finding a way to try and express the beauty of Iași in my work, because I was absolutely blown away by your city, first arriving, and still so.
And it was just finding a way that was communicable, you know, visually, so that I could try and exemplify all the things that are usually overlooked. Mm-hmm. But yeah. I hope it came through. For sure. Da, deci practic a fost destul de dificil pentru ea să digere atât de multă informație cu caracter istoric, dar m-am ocupat și eu de anumite aspecte logistice, a avut ocazia să fac un tur Aliașului și împreună cu colegii mei de la pictură și de la grafică am reușit să creăm așa un grup frumos și să o integrăm, să creăm o atmosferă cât mai plăcută pentru Emre și cu ocazia asta să află cât mai multe informații despre istoria noastră pe cât posibil într-un timp scurt. Dar, sigur, și să facă și un vernisaj din asta. Și să facă și expoziții și o prezentare și da, asta cred de o experiență plăcută pentru ea. I hope you really had a good experience within such a short time, and you know, it's a totally different culture for you, and you succeeded in representing the essence of our culture, maybe. I hope at least the city, hopefully. But it's been so beautiful here. Like, all the people are so warm so far, and you know, everything is really beautiful. That's very nice of you to say. Yeah. Asta chiar era și următoarea mea întrebare, poate cum se simte Emery în România și poate care sunt diferențele pe care le vede între cultura noastră și cultura din America. So Emery, how do you feel about Romania so far? And maybe what are the difference between our culture and your culture from USA? Sure. So far I feel very good about Romania. There are many aspects of your country that I like a lot, but of course I haven't been here long enough to know all of them. Some of the biggest differences, of course, is climate and weather, and especially the amount of trees that you have. Because I come from the desert, so yes. Seeing all of this green here is so it saturates my eyes. And the aspect of just having trees coming through the sidewalk, I find it so integrated within the community, and it's so like stunning to see this. So I love that a lot. That's very nice. Da, și practic e mereu impresionată de natura, de elementele vegetale, florale, de vegetație, care practic toate sunt un cumul identitar și sunt total diferite toate aceste elemente naturale față de și clima în sine, față de mediul în care provine. Ea vine din practic dintr-o zonă aridă, din câte am înțeles, și cred că este destul de challenging, da, așa, da, pentru ea să intre în contact cu un alt mediu. Cu siguranță. O inspiră pentru arta ei. Pe lângă asta schimba și fusul orar și clima și, desigur, și oamenii, cultura. Exact. Chiar mi se pare challenging, așa cum spuneai tu. Pentru că nu este atât de ușor să te adaptezi și mai apoi să treci și la treabă, pentru că arta este frumoasă, bănuiesc că o faceți din pură pasiune, dar uneori poate fi și extenuant, mai ales dacă vrei să duci la bun sfârșit. Exact, da. Și cred eu că ar fi foarte interesant de făcut o remarcă, în ce sens, cred eu că e interesant de analizat și legătura între mediul, între climatul în care o persoană se dezvoltă, clima în sine, nu știu, toți factorii aceștia sociali, regionali și personalitatea artistului. So I was telling that would be very interesting to make a connection between the personality of an artist and the region where he's born and the climate, weather, everything. So I was trying to analyze your works also from this perspective. Mm-hmm. Because you are coming from an arid area, and you have not so much vegetation like we have here. True. And
So, I don't know, it's if you can say a few words about the materials that you are using and the installations you are doing and the climate that I think inspires you somehow. Sure. Yeah. Currently right now in Arizona it's 46 Celsius. Oh my goodness. And it usually stays this way until about July, and then it goes up to 50 or 55. And so everything is super dry, and 2 years ago we only had 4 centimeters of rain. And so everything just kind of floats in the air, and I'm inspired by this because you don't, like at least I never thought that a place wouldn't have things floating in the air. And so it really inspires me to travel, especially because I can see all the different regions. But I still want to try and bring my personal history into my work so that I can exchange my experiences with the community as well. Mm-hmm. And you can kind of see this in the triangle installation, mm-hmm. because it, in a way, when the light is correct, you can see through it. And so it's like looking into the sky almost. Mm-hmm. At least I hope so. Yes, you can see that. Scuze. Emre, încerc să fac o conexiune între diverse culturi, mm-hmm. între cea americană și cea românească mai concret, și practic instalația triunghiulară care tocmai a creat-o în galerie aparte reflectă acest lucru prin materiale, prin însăși materialele pe care le folosește, acest material textil despre care spuneam că practic constituie panourile cu caracter instalaționist care sunt asamblate. Este semi-transparent, deci a venit cu anumite structuri de nisip, de pământ, dar în același timp se poate vedea dincolo de ele, nu sunt chiar opace, și cred că acest lucru a vrut să exprime Emery. Această, în ciuda diferențelor culturale, cred eu că se pot întrevedea anumite conexiuni care se pot crea între două culturi, poate două personalități diferite. Mm-hmm. Deci, da. E vorba de comunicare până la urmă. Exact. Și uite, nu te aștepta ca un singur factor, și anume clima, să schimbe atât în arta ta, mm-hmm. și să facă o astfel de diferență până la urmă. De aceea sunt curioasă și în arta ta, Ioana, cum te influențează clima din România? Pentru că și tu ești un artist vizual extrem de talentat și eu îți apreciez enorm lucrările tale. Mulțumesc mult! Mereu îmi vine greu să vorbesc despre arta mea, prefer să vorbesc despre arta celorlalți artiști. Da, probabil nu este doar clima, sunt mai mulți factori și educațional și social și istoric exact. Care și-au pus amprenta asupra mea, în general asupra fiecărui individ, deci se poate generaliza acest lucru. În principiu, lucrările mele se focusează pe redarea unor expresii faciale pe care eu le folosesc în scop pur terapeutic. Îmi exprim anumite stări interioare, deci ideile mele sunt foarte simple, nu sunt niște concepte extrem de complexe. Bine, sunt simple și profunde în același timp, pentru că încerc să urmez, nu știu, un anumit proces interior, să-mi sondez anumite stări interioare pe care le am și să sap în adâncul meu, să mă reîntorc la trecut, să investighez anumite întâmplări pe care le-am avut și pur și simplu să le transpun sub forma unor expresii faciale care sunt practic niște metafore, sunt niște reprezentări autoportretistice, dar sunt alt fel de autoportrete atipice, ca să spun așa, și de asemenea folosesc și eu materiale neconvenționale. Bine, îmi folosesc și tehnici clasice, pornind de la pictura în ulei, acrilic, dar și mixte, acrilic, ulei și ceară uneori, lacuri, deci practic îmi place să experimentez și îmi place și această conexiune cu artiștii rezidenți, pentru că reușesc să mai fur câte ceva, să mai aflu câte ceva despre o anumită tehnică, și chiar dacă vorbim în cazul Emery despre instalație sau sculptură,
cred eu că orice m-ar putea inspira și e benefic această experiență și relaționare cu artiști în general și cu Emery. Cu siguranță. Uite, încă un motiv pentru care rezidențele acestea sunt foarte importante, da, utile și cât de mult ne poate dezvolta doar această deschidere către alți oameni. Da, exact. Până la urmă, pentru că noi uneori tindem să ne complacem așa, știi, în societatea noastră, în grupușorul nostru chiar, în orășelul nostru și să nu vedem mai departe de atât. Și mă bucur că există astfel de programe și sper să fie din ce în ce mai multe chiar, pentru că cu siguranță veți reuși să cooperați programul de aici de la Iași cu alt program, poate din alt oraș. Dar uite, acum că tocmai mi-ai spus care este filosofia până la urmă din spatele lucrărilor tale și mi se pare foarte interesantă, sunt curioasă poate care e filosofia lui Emery din spatele lucrărilor ei. So Emery, what is the philosophy behind your artwork? The philosophy behind my artwork is usually centered around bringing people's memories to the front and also seeing what our own society and daily life discards that we don't really think about. So in Arizona, I did this one project with lint, and knowing our temperatures and our climate, nobody should really have a dryer, like a clothes dryer. Mm-hmm. But we do, and everybody throws away these little modicums of their own clothes. And so I did a project to bring enough of this for a 6-foot by 4-foot box, and then just to show it in a gallery space to bring attention and awareness to the things that are discarded. Very interesting. You are talking also about when you're referring to that project, you are also referring to those installations made from textile, those huge white installations. Oh yes, those ones in particular was an assessment of how culture is lost, especially during globalization. And so that's another reason why I wanted to come to Romania and to see the effects in a part of the world that I've never known before. But the project in particular that you're referring to is the whitewashing of native cultures and how when Europeans came and colonized, a lot of their traditions were eliminated at the time. Deci, practic, și Emery face apel la memoria colectivă, la cultura specifică locului de unde provine, dar și la mod general, vorbind, face referire la procesul de colonizare pe care toți știm că americanii l-au traversat și, da, de asemenea, multe obiceiuri au fost îngropate de-a lungul istoriei și, practic, și ea încearcă să sape în adâncurile ei identitare și să aducă în lumină anumite aspecte culturale care au fost prăfuite de timp, de istorie și exprimă aceste lucruri prin instalațiile pe care le realizează din material textil, după cum se poate observa și din imagini. Mi se pare tare interesant, uite cum se unesc până la urmă anumite idei. Într-un mod inconștient, exact, de multe ori, da. Exact. Și cred că cumva arta are acest rol. Deși pentru voi, artiștii, uneori este ceva foarte personal doar și vă gândiți că ok, asta simt eu și simt să transmit, dar de foarte multe ori inspirați și pe alții cu povestea voastră, cu mesajul vostru și ne faceți să ne regăsim, să ne simțim bine, să ne simțim că aparținem unui grup de oameni care poate trec prin aceleași lucruri ca noi, care au aceleași experiențe până la urmă și asta ne face pe noi să fim poate mai buni cu noi, cu ceilalți și așa mai departe. Dar nu știu, sunt curioasă, Ioana. Plănuiești un viitor vernisaj? Poate ai anumite lucrări la care, nu știu, te focusezi în prezent? Lucrez în prezent la o serie de pânze de mari dimensiuni, oarecum mari, pot fi și mai mari. Au 100 pe 140 cm. Încerc să găsesc așa o unitate, nu doar conceptuală, ci și din punct de vedere al dimensiunilor materialelor pe care le includ în expoziție. E vorba despre o serie de portrete
și le voi expune în octombrie anul acesta în Timișoara, împreună cu o colegă, cu Smaranda Moldoveanu, care este și ea asistent la Facultatea de Vezi în Timișoara. Și chiar mă bucur că am ocazia să expun și în Timișoara și să văd reacția publicului de acolo vis-a-vis de propriile creații. Doresc să am un feedback constructiv care să mă ajute pe la urmă să evoluez ca artist și să nu uit de mine în cele din urmă. Cu siguranță și nu ar trebui să uiți, pentru că faci o treabă extraordinară. Mulțumesc. Pe lângă faptul că tu îți faci propriile lucrări, îți transmiți propriul mesaj, tu participi și în aceste colaborări până la urmă și ai înființat până la urmă această rezidență din Iași și mi se pare foarte frumos din partea ta. Mulțumesc că cu această ocazie doresc să-i mulțumesc și colegii mele, doamna Zamfira Bârzu, care m-a sprijinit foarte mult, și domnul Cristian Ungureanu, care este și prorectorul facultății noastre și m-a susținut mult cu acest program de rezidență, și doamna Maria Bilașevski, care este un cunoscut critic din ea și sprijină în general toți artiștii, și colegul meu Alexandru Andrei Pantea, care m-a susținut foarte mult și cu afișul Brie Emery și, în general, am totuși colegi minunați care sunt și ei cooperanți și salută ideea acestui program de rezidență și sperăm să-l continuăm. Chiar am în plan câțiva artiști care urmează să vină în octombrie anul acesta. Este un artist din China. Wow. Mai sunt și două artiste din Elveția care vor veni anul viitor și practic ele sunt pe partea de coreografie și cu această ocazie încerc să colaborez și cu secția de coreografie de la facultatea noastră și cu această ocazie salut pe doamna profesor Loreta Nache cu care am mai colaborat și în anul 2019 când am avut ca invitat o artistă din Noua Zeelandă care a venit și ea cu un act performativ care s-a desfășurat la Galeria Victoria, care aparține Uniunii Artiștilor Plastici. Și în această activitate a îngrenat și câțiva studenți la pictură și câțiva studenți la coreografie și practic a avut loc acest flux de idei, de experiențe și zic eu că a fost foarte benefic și eu sunt foarte entuziasmată și optimistă în această direcție și vor veni cu siguranță destul de mulți artiști. Vom avea acces la noi culturi. Cu siguranță. Da. Uite că deja au fost foarte multe persoane din colțuri diferite total ale planetei și ăsta e un aspect foarte interesant al acestui program și poate demonstra câte lucruri minunate poate aduce. Dar uite, eu acum vreau să o întreb pe Emery, de ce a ales Iașul, de ce a ales România pentru acest program de rezidență? So, Emery, why did you choose this program in Romania? Well, I searched, and as an artist, I wanted to produce and make things so I can be fully established on my own and not freelance so much anymore. And one of these avenues as an artist that I was taught in school was to look online for residencies and other opportunities. And I found this one, and it looked absolutely perfect. And of course, I had to apply. And I was lucky enough that we found each other. But one of the primary reasons was because I'd known not much at all about Romania, and this is one of the most powerful regions in the art world at one time, and so I wanted to see what it was all about. Deci, practic, și America și mine, de altfel, eram în căutarea unor programe de rezidență și din cauza că i-a plăcut, probabil, nu știu, pagina programului de rezidență care este postată și pe Res Artist. A fost încântată și de artiștii care au venit, probabil, în cadrul programului de rezidență. Și de ce a atras România? Pentru că m-a simțit că sunt anumite informații pe care dorește să le acumuleze. Și, bineînțeles, că noi suntem foarte bucuroși. Am intrat în contact cu ea ca și persoană și ca și artist. Și țin să menționez pe această ocazie, cu această ocazie că au venit și alți artiști din America, din New York. Am avut un artist în 2019 din Venezuela, tot în același an, și
din Brazilia anul acesta, în aprilie chiar, acum câteva luni, și am avut și din Japonia o artistă. Deci, practic, există un interes destul de accentuat din partea altor artiști. Nu neapărat din Europa, ceea ce mă surprinde, din Europa nu am, nu am avut. Știu de la ce este România, cel mai probabil. So I was telling that we didn't have so many artists from Europe which were interested, who are interested about this program, so there were more from America and even Japan. So, and China in the future, so it's interesting. I'm surprised that I expected me and my colleagues to have more artists from Europe, but not so many until now. Yeah, and we also had an artist from Poland, but this is an exception because, yeah. Poate vor fi mai mulți pe viitor, mm-hmm. dar uite că deja sunt foarte mulți interesați, așa cum spuneai și tu. Mm-hmm. De ce crezi că vin acești artiști în România? Ce crezi că îi atrage la acest program în special? Probabil este această dorință, această sete de cunoaștere. Pur și simplu această pasiune pentru noutate, pentru... Având în vedere că noi facem parte din acest bloc al țărilor estice care au traversat perioada comunistă, ne caracterizează o cultură total diferită de a lor. Avem un trecut istoric destul de bogat, cred eu, și mă gândesc că aceste motive ar fi câteva care sunt mai atractive pentru ei. Și noi, ca și popor, prin, nu știu, cultura, literatura noastră, limba noastră latină, de origine latină, cred eu că îi atrage elementele arhitecturale. Clima, cred că sunt alți factori care sunt interesanți. Poate că sunt banali pentru noi, dar sunt, exact. Zic eu, destul de interesanți pentru ei. Exact. Uite că noi de multe ori avem impresia că România nu este foarte băgată în seamă de alte culturi, că suntem invizibili și așa mai departe, că nu avem poate nimic de oferit și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte pe care noi le considerăm, dar uite că nu sunt așa. Da, uite, cred că poate fi un factor interesant faptul că suntem o țară latină pe lângă alte țări slavice și cum stăm noi aici în mijlocul lor și totuși avem influențe din ambele părți. Dar nu știu, acum aș vrea să o întreb pe Emery cum o ajută acest program de rezidență. So, Emery, how this residency can help you as an artist? Oh, it helps me tremendously, and I'm sure it helps many other artists as well, so I'm super thankful to be here. I'm also thankful. But one of the many ways that it helps is it gives me an opportunity to be in a culture completely different than my own, and especially location, geographically, everything is different, so I'm able to make more worldly and informed works, and then this can go on to influence later exhibitions as well, just from the experiences that I learn here from the people and the environment. And especially, one thing that also, of course, absolutely helps is being able to exhibit all of this new knowledge that I'm learning and gaining just from being here. So, thank you. No, thank you too. So, practic, simpla interacțiune cu o altă cultură, cu un alt spațiu geografic, climatic și prin simplu fapt că a avut această ocazie de a expune la galeria parte a facultății noastre, o entuziasmează și o ajută, practic, mă gândesc, sper să fie ca o altă cărămidă pe care o pune în construcția structurii ei ca și artist și chiar eu și împreună cu colegii mei și studenții ne bucurăm că o avem invitat și sperăm să o revedem. We hope to see you again. And, I don't know, in the future, if you decide to come. Sperăm să revină, pentru că este o prezență foarte pozitivă. Exact.
Și din câte văd, pentru că deja avem câteva poze cu vernisajul de seară, ca să creăm așa, știi, curiozitatea oamenilor să meargă, văd că este o artistă foarte talentată și mă bucur că la rândul ei, ea ne oferă informații, dar și noi ei. Asta mi se pare extraordinar. Dar nu știu, din toți, nu știu, studenții, artiștii care au fost prezenți la acest program, nu știu, reușești să ții legătura cu toți? Mai ții legătura cu ei? Cu unii dintre ei, da. De exemplu, cu artista Amber Liberté, care este din Noua Zeelandă și care a participat în program de rezidență în 2019 și cu care am colaborat, dar pe partea de coreografie, încă țin legătura pentru că avem ocazia de a obține niște fonduri Erasmus pentru colaborări cu instituții din țări terțe, printre care se numără și alte continente în afara Europei. Și chiar eu împreună cu colegii mei de la pictură ne gândeam să organizăm o expoziție de artă vizuală într-un spațiu expozițional din Noua Zeelandă. Și am rugat-o pe Amber să ne caute o astfel de, un astfel de spațiu expozițional, o galerie, și să facem o colaborare între partea vizuală, partea de pictură, desen și un anumit act coreografic. Ne gândim, avem în plan acest proiect și sperăm să-l implementăm în toamna anului viitor. Dar discuțiile sunt încă în proces, în progres și aștept un răspuns din partea ei și, practic, zic eu că este o bună oportunitate de a relua legătura și de a, chiar de a pleca acolo fizic cu, bine, cu anumite lucrări de mici dimensiuni, sunt aspecte logistice, dar le vom rezolva. Și, da, sunt foarte încrezătoare că vom putea să... Mergem și la ea acasă într-un schimb de experiență. Și... Uite cum se dezvoltă o relație. Se leagă lucrurile, ca un puzzle. Exact. Da. Și uite, artiștii din România ajung să expună și în altă țară, o țară foarte îndepărtată, Noua Zeelandă. E o provocare, dacă tot discutam despre provocări și... mai avem în plan și un alt proiect expozițional care va fi în Virginia de data aceasta, dar să sperăm că vom putea să implementăm anul acesta. Deci, practic, cam despre asta este vorba, despre activități și internaționale, internaționale și cred eu că aceste contacte sunt foarte utile. Poate că nu reușesc să țin legătura cu toți foștii artiști rezidenți, dar cu unii dintre ei chiar țin. Și asta e foarte bine, pentru că, uite, o astfel de legătură, așa cum ai spus și tu și ai exemplificat, te poate ajuta foarte mult, nu doar ca și cunoștință și ca prietenie, pentru că, desigur, și prietenia este un lucru de preț, dar și în carieră, pentru că poți evolua și te poți afla și tu în situația lui Emery, în care trebuie să vezi care este mentalitatea unei țări noi, cum este Noua Zeelandă, și să te adaptezi cu arta ta. Da, și să vezi reacția celorlalți și cred că doar astfel poți să evoluezi ca și om și ca și artist, provocându-te pe tine însuți, însă-ți. Exact, provocările sunt un lucru foarte bun și acest aspect îl discutam chiar și cu Emery înainte de interviu și mi s-a părut foarte interesant cum așa ne-am aliniat cu această percepție asupra vieții până la urma urmei. Dar având în vedere, dacă luăm în considerare această rezidență, care în România cred că este încă la început. Exact. Tu cum ai vedea situația acestui program în toată România? Este el dezvoltat? Cum ar putea fi dezvoltat? Da, știu că mai sunt programe de rezidență și în Cluj, cred că și în București. Într-adevăr, obținerea unor fonduri constituie un impediment uneori, dar avem această oportunitate prin programul Erasmus să obținem fonduri. Nu reușim, bineînțeles, în permanență, dar în principiu ne descurcăm cu ce avem, cam asta este premisa pe care am pornit. Nu am dorit să fiu foarte dependentă de obținerea unor fonduri, pur și simplu am pornit la drum cu resursele pe care le-am avut la momentul respectiv
Și, bineînțeles, cu anumite eforturi, dar și cu foarte multă pasiune. Cred că pasiunea a fost motorul care a pus, întotdeauna este. Da, a pus în mișcare acest proiect. Am reușit oarecum să-l pun pe picioare împreună cu colegii mei, dar oricum este încă mult de lucru și pe la început de drum. Și sperăm că va fi un, va avea un viitor destul de ok și în alte țări din alte orașe din România, pentru că ar trebui probabil dezvoltat puțin mai mult, încurajată mai mult această inițiativă. Și da, cu siguranță ar trebui încurajată mai mult această inițiativă, pentru că uite câte lucruri benefice poate aduce. Da. Unui singur artist, dar nu numai, ci arte în general, arta unei țări, până la urmă. De aceea, nu știu, cred că este destul de greu să cauți oportunități ca și artist atunci când arta nu este foarte încurajată, pentru că am auzit acest lucru foarte des. Așa că vreau să întreb pe Emery, poate, cum caută ea oportunități ca și artist? So, Emery, how do you seek opportunities as an artist? Is it hard? It depends. If I'm freelancing as an artist, then I seek out people who are already established in the field and are getting commissions regularly. But to advance my own career, I look online and I apply for residencies. And then I also talk to galleries and different places where I can exhibit my work, even if it's just temporary, but to get as much public contact as possible. So that's one way that I find beneficial. Deci, practic, Emery caută mereu, este într-o continuă căutare de programe de rezidență, programe artistice și, practic, acest lucru o ajută să intre în contact cu noi țări, cu noi culturi. Deci, practic, mediul online, zic eu că vine cu avantajele sale, își spune cuvântul. So, I was wondering maybe if you also have some opportunities in your country, in your place, with collaborating with galleries. Maybe there are more opportunities like we have, for example. A good question. Yeah, maybe. I think it's there is interesting to know. It's a large population of people who are seeking artists and things, even just for temporary works. We don't have the same gallery system that you do here, or so far as I know. Most artists are self-promoting, rather than through a gallery, like you have a gallery, but just for a short amount of time. It is not a stable way to sell your work, for us at least. And most artists do use online platforms, or they go to fairs and other conventions to be in direct contact with their buyers. Yeah. Yes. Da, deci, practic, majoritatea artiștilor își promovează ei înșiși arta pe care o practică. Uneori găsesc anumite galerii cu care colaborează și care îi promovează doar temporar, participă în târguri de artă și da, este probabil destul de dificil ca și artist, dar nu este imposibil. Exact. Deci uite că și, și în zona Americii există provocări ca și artist. Nu te-ai gândit la asta? Pentru că noi, așa cum am spus-o de-a lungul interviului, ne facem o percepție, cum probabil și alții au o percepție despre noi din România. Și avem impresia că nu, în America totul este bine. Artiștii sunt fericiți, au oportunități. Dar uite că și acolo sunt destule provocări. Dar uite, acum că ajungem și spre finalul interviului. Sunt curioasă cum ar putea aplica cineva pentru o rezidență, pentru o astfel de rezidență. Care este procesul? Păi, pentru rezidența aceasta, de exemplu, procesul este destul de simplu. Este o structură formată din trei pași. Trimiterea unor imagini reprezentative, unui statement și a unui scurt CV. Și pe baza acestor materiale pe care noi le primim, pur și simplu împreună cu colegii mei, facem o selecție a celor interesați și cred că fiecare program de rezidență artistică are propria ei procedură de selecție. Stabilește fiecare organizator anumite criterii.
Dar, în principiu, factorul comun al tuturor acestor rezidențe reprezintă sau constă într-un proces mai lung de creație care are loc într-un anumit interval de timp, gen, nu știu, câteva săptămâni, câteva luni chiar, se poate extinde și la un an. Sunt programe felurite de rezidențe care oferă această oportunitate artiștilor de a își dedica în exclusivitate timp pentru pasiunile lor, ceea ce este extraordinar. Mm-hmm. Și este ca și când ai ieși din timpul cotidian și ai intra într-o altă dimensiune a timpului. Cam asta este senzația pe care mie personal îmi ofer un program de rezidență artistică. Și timpul este prețios și te poate ajuta să te axezi mai mult pe ceea ce te definește pe tine ca artist și este foarte important. De aceasta am empatizat foarte mult cu acest aspect și pentru că eu m-am simțit foarte bine în locurile în care am fost și m-am gândit, ok, ar fi interesant și în acest context academic să creăm un mediu propice dezvoltării unei astfel de direcții artistice, inițiative. Mm-hmm. Într-adevăr, uite ce frumos este tot acest proces și uite că nici greu nu este. Dacă ești destul de determinat, până la urmă cred că te poți adapta cerințelor, având în vedere că ți se cere ceva ce deja faci artă și o poți prezenta mai departe. Și acum că am ajuns la final, aș vrea să o întreb pe Emery dacă ar vrea să spună poate câteva cuvinte publicului nostru. So, Emery, do you want to say a few words to our public? Oh, sure. Your city is absolutely beautiful. I found it incredibly inspiring to be here, and I think that all of you are so lucky to live in a place where your buildings glow and the people are so kind, and in a place where there's trees and rain. And thank you for letting me be here and receiving an American so well. Thank you too. Ioana? Eu sunt încântată că am reușit să particip la această emisiune și îți mulțumesc foarte mult cu această ocazie și vă așteptăm la vernisajul lui Emery, dacă aveți această ocazie de a veni la galeria aparte a facultății noastre. Și mulțumesc încă o dată pentru tot, pentru timp, pentru... Îi mulțumesc și lui Emery. Thank you for coming in this residency program. I'm really happy to did such an effort to travel so many kilometers just to be here without. This is a great. I mean, you made it all possible, so thank you. And the university too, of welcome, course. Welcome. Thank you. Mulțumesc și eu pentru această discuție, pentru că a fost minunat. Thank you very much for coming, Emily, because you are a wonderful person. You thank too, you. Ioana, you are a wonderful person, and I can't wait to see you again. Mm-hmm. Thank you too. And thank you for having us here today. Alături de mine au fost Ioana Palamar și Emery Hall, două artiste vizuale extrem de talentate și eu vă recomand să mergeți la vernisajul de peste o oră chiar, de la galeria aparte. De asemenea, vă rog să intrați pe pagina noastră de Facebook și YouTube, să dați like și share la acest videoclip pentru ca el să ajungă la cât mai multe persoane. Rămâneți alături de BZI Live, deoarece noi ne revedem mâine tot de la ora 16. Toate cele bune!